Bună ziua tuturor! Iată-ne la prezentarea raportului de activitate pentru anul 2017. Am ales această formă de a mă adresa dumneavoastră astfel încât prezentarea acestui raport să fie cât mai interactivă și ulterior prezentării raportului să intrăm și în conferința de presă. A trecut un an de când am preluat conducerea primăriei municipiului Roman, însă experiența din administrația publică locală m-a ajutat să mă adaptez foarte repede la toate responsabilitățile funcției. Și cred că, pe lângă munca pur administrativă, am reușit să fac foarte multe lucruri și pentru comunitate. O preocupare a mea constantă a fost dialogul permanent cu cetățenii, astfel încât anul trecut am lansat o serie de sondaje în spațiul public pentru a ține cont de opinia romașcanilor și m-am bucurat să văd că există o implicare și din partea multora dintre aceștia. Mai mult, am declanșat și campania Să ne ascultăm și atunci când sunt invitat de cetățeni acasă la aceștia, merg pentru a le asculta pe îndelete problemele și pentru a încerca să le rezolv cu celeritate. În ceea ce privește șirul evenimentelor desfășurate în oraș, numai primăria a reușit să organizeze peste 200 de manifestări, la care s-au adăugat cele cultural-artistice organizate de Academia Petru Tocănel, Societatea Culturală Crăpsidra, Roman Art Gallery sau Galeria Wall of Art. Astfel încât cu toții am reușit să participăm activ la revigorarea vieții din societatea noastră. Un aspect important este cel legat de punerea în valoare a monumentelor istorice și am avut onoarea de a dezvăli, în prezența unor invitați de talie națională, plăcile comemorative pentru casa unei dintre cei mai cunoscuți compozitori și dirijori români, Mihail Jora, și pentru casa reputatului academician Constantin C. Iliescu, profesor doctor, creatorul școlii de cardiologie din România. În acest fel, am putut aduce în actualitate personalități marcante ale urbei, așa cum, cu ajutorul tinerilor de la Asociația Anima Inteligenția, la Roman a avut loc prima ediție a Festivalului Internațional Max Blecher. Trăim într-o eră în care internetul și aplicațiile pentru telefoane inteligente au devenit extrem de uzuale, astfel încât am implementat o rețea de internet gratuit în părculețul din fața primăriei și vom extinde acest proiect și în alte zone ale orașului. De asemenea, sper ca până în această vară să le putem oferi cetățenilor și o aplicație prin care să ne poată sesiza cele mai importante probleme, iar ele să ajungă direct la personalul de specialitate din primăria municipiului Roman. Un element de noutate l-a reprezentat și amenajarea unui patinoar care a atras un număr semnificativ de clienți, oferind romașcanilor, pe lângă bazinul de not și complexul sportiv și de agrement Moldova, un alt prilej de a face mișcare. La acestea adăugându-se și noua zonă de fitness în aer liber, din parc, asemănătoare cu cea din zona de picnic. Chiar dacă transportul public în comun nu este o noutate, el existând în Roman de mai bine de 8 ani, am reușit anul trecut să îmbunătățim acest serviciu, iar de anul acesta vom acorda și subvenții categoriilor defavorizate de cetățeni. Practic, folosind transportul public în comun, putem scădea semnificativ poluarea din oraș, dar și să diminuăm neplăcerile cauzate de traficul din ce în ce mai intens, sau de lipsa unor spații generoase pentru amenajarea unor locuri de parcare. Sunt sigur că odată cu amplasarea stațiilor de așteptare și reconfigurarea traseelor în funcție de cerințele romașcanilor, vom ajunge să simțim cu toții că, prin implicare în buna cărmuire a orașului, putem rezolva probleme importante ale comunității noastre. Din punctul meu de vedere, banii Romanului sunt ai romașcanilor. De aceea, pentru anul 2017, bugetul consolidat de venituri și cheltuieli al municipiului Roman a fost în sumă de 204.471.000 de lei, având în componență următoarele bugete.
bugetul local, în sumă de 123.429.000 de lei, și bugetul centralizat al instituțiilor publice și activităților finanțate integral sau parțial din venituri proprii, în sumă de 81.042.000 de lei, dintre care 72.878.000 de lei au fost venituri ale Spitalului Municipal de Urgență Roma. Din execuția bugetară a bugetului local pentru anul 2017, se poate concluziona că veniturile bugetului local prevăzute a se încasa au fost în sumă de 123.429.000 de lei, din care s-a încasat suma de 121.159.000 de lei, rezultând un procent de încasare de 98%. Serviciul de taxe și impozite persoane juridice a emis 1.400 de titluri executorii și somații, 351 de popriri bancare și 74 de înscrieri în lista creditorilor. Prin executare silită s-au încasat 1.507.907 lei, dintre care 515.373 din popriri bancare. În cadrul serviciului impozite și taxe locale persoane fizice, s-au întocmit și transmis 3.528 de somații și 4.603 titluri executorii pentru debite restante în sumă de 12.195.412 lei. În urma executării silite, a fost încasată suma de 2.173.064 de lei, iar la biroul de recuperare creanțe contribuabili în insolvență, care a preluat la data de 15 martie 2017 un număr de 78 de dosare privind persoane juridice aflate sub incidența procedurii insolvenței, până la finele anului s-au recuperat creanțe în cuantum de 684.442 de lei. Marile investiții din Roman în 2017 s-au realizat prin Direcția Tehnică și de Investiții din cadrul Primăriei Municipiului Roman, care se ocupă așa atât de studiile de investițiile din oraș, cât și de studiile, proiectele și documentațiile pentru atragerea de fonduri guvernamentale sau ale Uniunii Europene. În anul 2017 s-au realizat mai multe investiții de amploare. Una dintre ele se referă la amenajarea sensului giratoriu la intersecția DN285 cu strada Plopilor, un obiectiv necesar, pe de o parte, pentru a diminua numărul accidentelor din zonă, pe de altă parte, însă și pentru a fluidiza traficul în condițiile de infolosință a stației de sortare și transfer deșeuri de la cordon. Valoarea totală a contractului a fost de 1.410.403,86 lei cu TVA, executant este firma Occidental Construct SRL, iar în anul 2017 s-au efectuat lucrări în valoare de 1.260.562 de lei cu TVA. Lucrarea s-a executat și cu sprijinul societăților din zonă, care au cedat în mod gratuit terenurile necesare pentru realizarea obiectivului și în același timp am reușit să atragem și bani guvernamentali, fiind vorba de o investiție importantă pentru întreaga regiune. Astfel, Primăria Roman a obținut finanțare în baza OG28 în 2013 privind Programul Național de Dezvoltare Locală în sumă de 1,2 milioane de lei. Cea mai mare investiție în infrastructură de după Revoluție o reprezintă extinderea și amenajarea canalizării în cartierul Petru Rareș. Este vorba de realizare de canalizare menajeră pe străzile Nicolae Mărcescu, Avram Iancu și Ion Luca Caragiale, dar și canalizare pluvială pe străzile Petru Rareș, Nicolae Bărcescu, Avram Iancu, Fundătura Crișan și Ion Luca Caragiale. Valoarea contractului este de 1.827.431,85 de lei inclusiv TVA. Executant este firma PHR Construct Solutions în asociere cu SECE Capital Invest SRL din Moinești. În 2017 fiind executate lucrări în valoare de 793.016,28 lei. Și pentru acest obiectiv, Primăria Municipiului Roman a reușit să atragă fonduri prin PNDL 2 în sumă de 2.115.439,33 de lei. O altă lucrare de investiție a fost amenajarea străzii Eternității și realizarea 119 parcări longitudinale
la oaltă cu repararea capitală a străzilor perpendiculare și instituirea de sensuri unice pe acestea. Valoarea contractului pentru reabilitarea străzii Eternității a fost de 709.797,79 lei cu TVA, lucrarea fiind executată de firma PHR Construct Solution, iar în 2017 s-au executat lucrări în valoare de 699.545,88 lei cu TVA. În ceea ce privește întreținerea străzilor în municipiul Roman, în 2017, suprafața totală reparată a fost de 57.892 de metri pătrați. Au fost reparate covor asfaltic următoare străzi: Banatului, Viitorului, Aprodu Arbore, Martir Cloșca, Sens Giratoriu Favorit, Alea Liliacului, Alea Iasomiei, Aviatorilor, 22 Decembrie, Roman Vodă, Dr. Koch, Dumbrava Roșie, Bulevardul Roman Mușat, tronsonul dinspre Bulevardul Republicii până la Mihai Viteazul, Strada Siretului, Vasile Conta, Victoriei, Dr. Gellerter, Martir Horia, Parcului Eroilor, Aleea Anton Pan, Ogoarilor și Părtiniș. Modernizarea ultimului tronson din pietonal se află pe ultima sută de metri. Anul trecut s-au executat 3700 de metri pătrați pavaj cu granit. Structura din confecție metalică pentru ecranul hidraulic s-a realizat inclusiv învelitoarea din sticlă, accesul pietonal secundar, placarea cu granit a treptelor de la anfiteatru, iar anul acesta va deveni funcțională și toaleta publică de sub anfiteatru. Valoarea contractului este de 4.580.097,38 lei cu TVA. Firma executantă este Robo Construct, iar în 2017 au fost decontate lucrări în valoare de 999.030,64 lei. Așa cum am promis, încă de la preluarea mandatului, în atenția administrației publice locale se află și cartierul Nicolae Bălcescu, acolo unde, în câțiva ani, sperăm să reușim să asfaltăm toate străzile. În 2017 s-au realizat proiectul de modernizare a străzilor Mărului, Tinosului, Pescarilor și Obniței. În 2017 s-a executat deja fundația de balast pe strada Tinosului, pe tronsonul dintre Bogdan Dragoș Mărului. Lucrarea este câștigată de PHR Construct Solutions. Valoarea contractului este de 2.779.161,90 lei cu TVA, iar în 2017 s-au decontat lucrări în valoare de 81.229,99 lei cu TVA. Pe parcursul anului 2017, printr-un contract multianual semnat cu firma Halmiland SRL, în valoare de 1.912.737,73 lei, precum și cu forțele proprii ale primăriei municipiului Roman, s-au amenajat 441 de locuri de parcare noi. Firma câștigătoare a contractului multianual pentru reparații alei și amenajări de parcări a amenajat locuri de parcare în următoarele zone: Cea Rosetic, locul 10, la fosta centrală Ciupercă, 29 de locuri; Smirodava, blocurile 21-23, 32 de locuri; Smirodava, blocul 2, 21 de locuri; Alea Revoluției, blocul 17, 20 de locuri. Cu forțele proprii ale echipelor primăriei municipiului Roman s-au amenajat parcări în următoarele zone: Ecaterina Teodoroiu, blocul 2A, 5 locuri; Strada Ștefan cel Mare, blocul 13, 8 locuri; Mihai Viteazul, blocul 10B, 10C, 14 locuri; Smirodava, blocul 41, 21 de locuri; Libertății, blocul 10, 18 locuri; Libertății, bloc 10, cu Bulevardul Roman Mușat, bloc 29, 37 de locuri; Cuza Vodă, blocul 8, cu Bulevardul Roman Mușat și blocul 29, 19 locuri; Alea Revoluției, blocul 17, 6 locuri; Libertății, blocul 14, 20 de locuri; Aleea Iasomiei, blocul 6, 13 locuri; Gloriei, blocul 11, cu Tudor Vladimirescu, blocul 21-23, 38 de locuri; Bulevardul Republicii, blocul 54-56, cu Tudor Vladimirescu, blocul 19-21, 39 de locuri; Smirodava, blocul 39-41, 7 locuri; Bulevardul Roman Mușat, blocul 37-35, 8 locuri; Bulevardul Roman Mușat, blocul 37-39-41-43, 18 locuri; Alea Revoluției, blocul 15, 6 locuri; Alea Revoluției, blocul 13A, 15A, 9 locuri; Alea Revoluției, blocul 3, 17, 12 locuri;
Mihai Eminescu, blocul 6B, 7, 8, 8, 9, 10, 11, 39 de locuri, Ion Creangă, blocul 47, un loc de parcare. Au fost emise 400 contracte noi, astfel că la sfârșitul anului 2017, numărul total de parcări de reședință amenajate în municipiul Roman este de 3718, dintre care 3245 sunt închiriate. În ceea ce privește administrarea parcărilor publice, pe raza municipiului Roman sunt amenajate un număr de 423 de locuri de parcare publice cu plată, pe care sunt montate 21 de parcometre. Bugetul Romanului nu va fi niciodată suficient de bogat pentru a susține un ritm de dezvoltare pe care eu mi-l doresc pentru acest oraș, astfel încât varianta depunerii de proiecte pentru accesarea de fonduri europene este clar o soluție. Astfel, în octombrie 2017, împreună cu Vasile Asandi, directorul Agenției pentru Dezvoltare Regională Nord-Est, am semnat contractul de finanțare cu fonduri de la Uniunea Europeană pentru reabilitarea termică a blocului 33 de pe strada Anton Pan. Valoarea totală a proiectului este de 924.902,91 de lei, dintre care suma eligibilă este de 833.962,45 lei, inclusiv TVA. Acest contract face parte dintr-un proiect care prevede accesarea de fonduri europene pentru reabilitarea termică a încă 7 blocuri, și anume blocul 24, scările A, B, C, D, E, F, de pe Bulevardul Romanușat, blocul 42, scările A, B, C, de pe Bulevardul Romanușat, blocul 44, scările A, B, C, D, de pe Bulevardul Romanușat, blocul 50, scara A, de pe Bulevardul Romanușat, blocul 14, scările A, B, C, de pe strada Libertății, blocul 28, scările A, B, C, de pe strada Anton Pan, și blocul 31, scările ABC, de pe strada Anton Pan, proiect care a fost deja depus cu succes aseară în aplicația MySmith. Primăria municipiului Roman a câștigat în 2017 și proiectul pentru obținerea de fonduri europene necesare pentru amenajarea parcului Jora. În luna octombrie a semnat contractul de finanțare pe fonduri europene a proiectului îmbunătățirea factorilor de mediu și a condițiilor de viață în municipiul Roman, prin amenajarea parcului Jora. Valoarea totală a proiectului este de 1.917.815,18 lei, din care valoarea eligibilă este de 1.888.718,73 lei. Și activitatea Direcției de Urbanism a fost una amplă în 2017. S-au eliberat 421 de certificate de urbanism, 242 autorizații de construire, dintre care 45 pentru locuințe noi, și 15 autorizații de desfințare, taxele încasate fiind în cuantum de 642.887 de lei. Pe lângă activitatea curentă, arhitecții primăriei municipiului Roman s-au implicat în realizarea două planuri urbanistice importante pentru comunitate. Unul care vizează modernizarea pieței centrale și unul, aproape gata, ce va aduce o imagine nouă sălii de festivități a instituției, care, în sfârșit, va oferi cetățenilor un spațiu european de desfășurare a activităților cultural-artistice. De asemenea, o prioritate pentru mine o reprezintă educația și sănătatea, care sunt, de altfel, priorități pentru întreaga comunitate. Astfel că, în 2017, s-a intervenit cu lucrări în toate unitățile de învățământ din oraș, efectuându-se reparații la acoperișuri, demontări de lambriuri, zugrăveli, montări de ferestre din PVC, reparații la sălile de sport sau la parchet. Valoarea totală a lucrărilor a fost de 795.058,38 lei cu TVA. Lucrările au fost efectuate de mai multe firme, ca Data Press, Municipal Locato Serv, Farcaș Construct, Icer Construct, Ciocoiu Construct, Decatur SRL, Modern Construct, Uniton Group SRL și Ciocoiu Anton, întreprindere individuală. Tocmai pentru că vreau să ofer importanța pe care o merită domeniul educației, prin fonduri europene încercăm să atragem banii necesari pentru extinderea și reabilitarea termică a creșei Smirodava. Proiectul a fost depus pe POR 2014-2020 în data de 4 octombrie 2017, cu o valoare de 9.324.123,59 lei. În acest moment, proiectul aflându-se în fază de evaluare. Sănătatea este un alt domeniu extrem de important pentru comunitate.
astfel încât m-am implicat, în măsura în care legea mi-a permis, în îmbunătățirea condițiilor și serviciilor din spital. În ceea ce privește reglementările ce țin de administrația publică locală, am făcut eforturi pentru a le asigura locuințe medicilor, astfel încât să putem atrage specialiști din centrele universitare, să-i motivăm să rămână la Roma. Tot pentru aceștia, cât și profesioniștii în educație, am depus documentația pentru construirea prin Agenția Națională pentru Locuințe a două blocuri destinate medicilor și profesorilor. Revenind la activitatea din unitatea medicală, m-am implicat în asigurarea cofinanțării programelor de dotare cu aparatură a Spitalului Municipal de Urgență Roma de către Ministerul Sănătății. În același timp, încă din toamnă, împreună cu specialiștii din primărie și cei ai unității medicale, se lucrează pentru depunerea prin fonduri europene a unui proiect care se prevadă extinderea ambulatorului de la parterul spitalului și crearea în partea opusă a centrului de primire urgențe a unui centru de imagistică, dotat cu aparatură necesară stabilirii cât mai corecte și rapide a diagnosticelor pentru pacienți. Mi-am propus ca primăria să fie în slujba directă a cetățenilor, astfel că în 2017, la Direcția de Evidență Informatizată a persoanei, s-au primit 17.601 cereri de eliberare a actelor de identitate. Începând cu data de 12 aprilie 2016, s-a operaționalizat aplicația pentru programarea online și deschiderea ghișeului de primire documente în acest sens. Pe parcursul anului 2017, s-au prezentat pentru depunerea cererii și a documentelor privind eliberarea cărții de identitate în urma programării online un număr de 3.982 de persoane, practic un sfert din solicitările pentru obținerea actelor de identitate provenind prin înscrierea online. În anul 2017, prin biroul Munic, s-a discutat cu peste 3.500 de persoane care fie au primit lămuriri pe loc, fie au fost îndrumate către directorii din primărie pentru consultații sau către alte instituții cu competență în soluționarea problemelor ridicate. Un număr de 200 de persoane au fost primite în audiență. Printre problemele care mi-au fost semnalate, numărându-se lipsa de locuințe sau de locuri de muncă, asistență socială, lucrări publice, urbanism, impozite și taxe, asociații de proprietari, comercial și diverse alte probleme. Pe lângă campaniile de informare și exercițiile de prevenire și evacuare în caz de calamități, Serviciul Voluntar pentru Situații de Urgență a ajutat la decadrarea arborilor prăbușiți din cauza fenomenelor meteo, a decopertat acoperișurile ce puneau în pericol bunuri sau chiar viețile oamenilor, a făcut donații de haine și de jucării familiilor nevoiașe, a participat la campania de plantare a 500 de puieți de brad în cartierul Nicolae Bărcescu și a reconstruit casa unei familii care a ars în totalitate. În anul 2017, Direcția pentru Administrare Piețe, Bazar și Obor a administrat cele 5 piețe ale municipiului Roman, dar și bazarul, realizând venituri de 1.641.059 lei din sumele prevăzute pentru investiții și reparații curente, efectuându-se lucrări de reparații și vopsitorie la mese, confecția metalică din sectorul pentru vânzarea răsadurilor și a pepenilor, la hala centrală s-au efectuat lucrări de reparații la utilajele frigorifice, s-au achiziționat două aparate de aer condiționat și s-au finalizat măsurile pentru obținerea autorizației de prevenire a incendiilor. În 2017, Direcția de Asistență Socială a efectuat un număr de aproximativ 500 de anchete sociale pentru aplicarea legii 416 din 2001, privind venitul minim garantat, fiind înregistrați un număr de 544 de beneficiari, care sunt urmăriți în mod direct asupra efectuării orelor de muncă în folosul comunității. Mare parte din activitate s-a concentrat și pe efectuarea unui număr de 55 de anchete sociale pentru poliție, pentru minorii predispuși la acțiuni antisociale sau care necesită o ocrotire legală. Astfel, s-au propus măsuri ce se impun cu privire la supravegherea și educarea acestora, urmărându-se realizarea măsurilor în cadrul familial, școlar și social. S-au întocmit 151 de anchete pentru menținerea în plasament a minorilor, 129 de anchete sociale pentru plasament familial și rezidențial,
16 anchete cu propunerea luării măsurilor de protecție și 24 de monitorizări asupra mamelor minore. În ceea ce îi privește pe copiii ai căror părinți sunt plecați în străinătate, Direcția asigură consiliere și informare cu privire la răspunderea pentru creșterea și asigurarea dezvoltării copilului pe o perioadă de 6 luni și realizează vizite la domiciliu, odată la 3 luni, persoanelor de îngrijire numite prin hotărâre dată de instanță. Realizează activitățile de intervenție și monitorizarea copiilor care sunt lipsiți de îngrijirea părinților pe perioada cât aceștia sunt plecați la muncă în străinătate. Astfel, au fost monitorizate în total 428 de familii. Angajații poliției locale au participat la un număr de 3226 de misiuni de asigurare a ordinii și liniștii publice. În anul 2017 au fost găsiți și sancționați 54 de cercetători, au fost prinși și predați poliției roman 7 suspecți de furt și au fost primite 3273 de reclamații și sesizări, toate rezolvate. Anul trecut au fost aplicate 1.890 de amenzi, în valoare de 359.480 de lei. Împreună cu Poliția Municipiului Roman, au fost organizate 275 de misiuni pentru combaterea cercetoriei, a furturilor din auto și din buzunare în zonele aglomerate, precum și pentru menținerea unui climat de ordine și siguranță publică. De asemenea, ocuparea mea a fost grija pentru natură, astfel încât, pe lângă spațiile verzi, îngrijite de echipele Primăriei Municipiului Roma sau de către asociațiile de proprietari, administrația locală a încheiat în 2017 cu societatea ISEO un contract pentru întreținerea unei suprafețe de 96.750 metri pătrați de spații verzi, valoarea contractului fiind de 114.807 lei. Pe tot parcursul anului 2017 au fost plantate 50.500 fire de flori anuale, bienale, și crizanteme, vază decorativă, material floricol produs în serele primăriei. În ceea ce privește plantarea de arbori, în anul 2017 au fost plantați 1252 de pei, 390 de mestece, 300 de salcân, 25 de paulonia, 75 de scoruș, 200 de salcii, 18 cireși japonești și 40 de catalpa, în pietonalul Ștefan cel Mare, 45 de tuia, 270 de frasini și 40 de molizi. Către asociațiile de proprietari au fost distribuiți pentru a fi plantați 1100 de arbori din speciile tei, paltin, frasin și mesteacă. În cursul anului 2017, la solicitarea asociațiilor de proprietari, au fost notate un număr de 140 de bănci stradale și 69 de coșuri de gunoi. De asemenea, au fost confecționate un număr de 157 de indicatoare de circulație, fiind executate lucrări de extindere a iluminatului public pe strada Transilvaniei, peste 550 de metri lineari și pe strada Poporului. Ceea ce m-a bucurat cel mai mult în anul 2017 a fost să observ că Romanul a devenit un pol de dezvoltare pentru evenimente cultural-artistice. Din punct de vedere al petrecerii timpului liber, și în 2017, strandul și foișoarea din complexul sportiv de Agremen Moldova au fost la fel de apreciate de cetățenii din Roman, dar nu numai de către aceștia. Cel mai mare număr de clienți pe zona de bazine s-a înregistrat pe 23 iulie, când au intrat în strand 2316 persoane. Numărul total al clienților la bazine în sezonul estival 2017 a fost de 55.841 de persoane, încasările totale pe această formă de agrement ridicându-se la 688.345,75 de lei. Pentru încurajarea unui număr cât mai mare de persoane să viziteze acest obiectiv, atât în zona de picnic, cât și la bazine, s-au organizat o serie de manifestări, iar în acest an vom îndrepta atenția cetățenilor și prin acte activități sociosportive, cum ar fi MTB Roman Maraton 2018, ediția 1. În subordinea Clubului Sportiv Municipal Roman se află și echipa de handbal și cea de fotbal. Echipa de handbal feminin, ce activează în Liga Națională, Liga Florilor, are în componență 16 jucătoare și un staff tehnic format din 2 masori și un antrenor principal.
La finalul sezonului 2016-2017, handbalistele CSM Roman s-au clasat pe un onorabil loc 5 în campionat și au participat în optimele Cupei României, calificându-se pentru a patra oară consecutiv în Cupa EHF. CSM Roman a fost desemnată cea mai bună echipă la secțiunea sportul de echipă în cadrul Galei Sportului Nemțean din 14 decembrie 2017, organizată de Direcția Județeană de Sport Neamț. În ceea ce privește secția de fotbal, echipa a încheiat sezonul 2016-2017 pe locul 6, acumulând 40 de puncte. În anul competițional 2017-2018, a Ligii a 3-a, echipa de fotbal a înregistrat următoarele rezultate: 2 partide pierdute, 3 meciuri egale și 9 victorii, dintre care 2 la scor. În cadrul sezonului competițional 2016-2017, CSM Roman a inclus și 2 echipe de juniori la fotbal, respectiv Junior C, Under 15 și Junior D, Under 13, ambele echipe fiind înregistrate la Asociația Județeană de Fotbal Neamț. Din punct de vedere al evenimentelor culturale, la sfârșitul anului 2017, la Biblioteca George Radu Melidon, erau înscriși un număr de 3247 de utilizatori. Biblioteca a organizat 53 de evenimente culturale, la care au participat 2582 de persoane și 278 de expoziții. În ceea ce privește dezvoltarea colecțiilor, în anul 2017 au fost achiziționate 633 de volume, la care se adaugă un număr de 467 de volume primite cu titlul de donație de la persoane fizice, autor romașcan, precum și de la mai multe instituții și ONG-uri. Munca depusă de specialiștii primăriei municipiului Roman a venit și cu o serie de recunoașteri la nivel național și internațional. În acest context, pe 15-16 mai 2017, am putut participa la Conferința Europeană a Calității, ediția noua, organizată în La Valetta, Malta, pentru prezentarea proiectului de bună practică Romașcanii Decid, evaluarea satisfacției cetățenilor și implicarea lor în procesul decizional. La Roman, vocile cetățenilor au fost auzite, iar ideile acestora au fost luate în considerare, lucru apreciat de membrii rețelei europene de administrație publică prezenți la această conferință. Pe data de 4 octombrie, Romanul a primit vizita unei delegații internaționale în cadrul proiectului Empowering, finanțat prin programul Orizont 2020. În acest context, ADR Nord-Est a organizat o vizită de studiu la proiectele privind energia durabilă implementate de Primăria Municipiului Roman, fiind analizate mai multe obiective, printre care microhidrocentrala și clădirile care folosesc panouri fotovoltaice pentru producerea energiei termice, ștrandul, sala polivalentă, liceul program sportiv și Spitalul Municipal de Urgență Roman. În perioada 8-9 martie 2017 a avut loc conferința internațională Contribuția autorităților publice locale la reducerea amprentei de carbon în România, când municipiul Roman a fost premiat pentru cele 363,4 tone de dioxid de carbon care au fost reduse prin proiectele verzi din anul 2015 cu certificatul Carbon Offset. În data de 12 octombrie 2017 la București, municipiul Roman a fost premiat la gala administrație.ro, eveniment a ajuns la cea de-a 8-a ediție. Pe lista câștigătorilor s-a numărat și Romanul pentru proiectul de modernizare a pietonalului Ștefan cel Mare. În cadrul competiției Ion Energy Global Award, în data de 19 octombrie 2017, municipiul Roman a câștigat premiul de excelență la categoria municipalități și premiul de popularitate pentru proiectul micropetrocentrală pe râul Moldova. În data de 6 noiembrie 2017, Ateneul Român a găzduit prima ediție a Galei Asociației Municipiilor din România, unde municipiul Roman a câștigat premiul de excelență pentru transparență. În cadrul celei de-a 10-a ediție a Conferinței Internaționale Inovație și Calitate în Sectorul Public, organizată de Agenția Națională a Funcționarilor Publici în data de 16 noiembrie 2017, municipiul Roman a obținut premiul al doilea pentru campania Romașcanii Salvează Vieți, campanie de activism civic, menită de a ajuta persoane care au nevoie de sânge și de a încuraja cât mai mulți cetățeni să doneze sânge. Dacă în anul 2016 numărul donatorilor în cadrul campaniei a fost de 207, în anul 2017 s-au înregistrat 315
donatori. În data de 18 decembrie 2017 am participat la ediția a doua a Galei Fondurilor Structurale, eveniment organizat de reprezentanța Comisiei Europene în România. Cu acest prilej, Primăria Municipiului Roman a obținut locul al doilea la secțiunea Infrastructură pe Catwalk cu proiectul Microhidrocentrală de pe râul Moldova. Aceasta a fost o sinteză a raportului de activitate. În ședința de Consiliu de azi voi supune atenției consilierilor locali pentru a lua act de raportul de activitate pentru anul 2017 în ansamblul său și de asemenea va fi afișat și pe site-ul Primăriei Municipiului Roman pentru a se vedea activitatea pe care eu și colegii mei din Primăria Municipiului Roman am realizat-o pe parcursul anului 2017. Sigur că ne-am propus foarte multe obiective și pentru anul 2018. Sperăm ca să avem parte de cât mai multe linii de finanțare deschisă, astfel încât să putem depune proiecte pentru accesarea de fonduri europene, practic fiind o sursă vitală pentru dezvoltarea municipiului Roman.